Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și vă prezint o resursă la disciplina matematică. Azi vom vorbi despre copacul lui Pitagora. Resursa pe care o prezint este pentru clasa a 7-a. Observați un copac de-a lui Pitagora care arată foarte voios și foarte colorat. Este construit cu ajutorul aplicației GeoGebra. Primul desen de acest gen nu a fost făcut cu ajutorul calculatorului, ci a fost făcut pe hârtie în 1942. Profesorul olandez de matematică Albert Bosman a desenat primul copac de acest gen. La baza acestui copac, desigur, este teorema lui Pitagora, care doar vi o reamintesc că într-un triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor celor două catete. Adică acesta este pătratul desenat pe ipotenuză și acestea sunt cele două pătrate desenate pe catetă. Aria pătratului alb este egal cu suma arilor celorlalte două pătrate. Să vedem cum se construiește copacul lui Pitagora. Pornim de la un pătrat. Acesta este pasul 1. Următorul pas, pe acest pătrat, vom desena alte două pătrate identice, în așa fel ca triunghiul acesta mic care se formează să fie un triunghi dreptunghic isoscel. Este mai ușor să desenați în acest mod copacul lui Pitagora. Vom continua la fel, de data asta pe acest pătrat vom desena tot un triunghi dreptunghic isoscel și vom continua cu desenarea celorlalte două pătrate. De exemplu, la pasul 5, copacul lui Pitagora arată așa. Observați că într-adevăr seamănă cu un copac și se poate recunoaște teorema lui Pitagora la absolut fiecare ramură nou adăugată. Aveți niște propoziții și vă rog frumos să încercați să decideți dacă este adevăratul sau fals. Copacul lui Pitagora poate fi construit cu 12 pătrate. Copacul este construit doar cu pătrate. Pătratele sunt congruente și triunghiul copacului este pătratul cu aria cea mai mare. Da, deci observați, propoziții erau fals, adevărat, fals, adevărat. Aici aveți copacul lui Pitagora, trunchiul și primele două ramuri desenat cu GeoGebra. Să studiem puțin geometria din copacul lui Pitagora. Deci, începem cu construcția unui pătrat cu latura oarecare. Am notat că latura este L. Pe urmă, construim acest triunghi DEF, care este un triunghi dreptunghic isoscel și putem și calcula cât este latura acestui triunghi din latura pătratului, latura cateta triunghiului este L radical din 2 pe 2. Și astfel putem să calculăm și raportul dintre catetă și ipotenuză, care ne dă radical din 2 pe 2. Și pe urmă construim, adică repetăm aceeași procedură, pe aceste două pătrate construim în mod similar triunghiuri dreptunghice isoscele. O altă întrebare, o provocare, cât credeți că este suma arilor tuturor pătratelor construite la pasul 3, adică aria pătratelor acestea mici, dacă primul pătrat, adică trunchiul, are aria de 72 de centimetri pătrați? Observați, din aria pătratului, din aria trunchiului, s-a calculat latura
pătratului cel mai mare. După aceea am folosit informația pe care am dedus-o adineauri și am calculat latura pătratului mai mic, al doilea pătrat ca și mărime, am calculat area acestor două pătrate, am constatat că și aceste două pătrate împreună au tot 72 de centimetri pătrați, evident, pentru că este teorema lui Pitagora, și mergând în același fel, vom constata că la fiecare nivel, deci la orice pas, area pătratelor nou construite este egală cu area pătratelor obținute la pasul precedent. Aici puteți să vedeți un filmuleț cum puteți construi copacul lui Pitagora în programul GeoGebra. Un elev de clasa 7 a făcut această construcție. Puteți să opriți în orice moment videoul și să vă uitați la construcție. Respectiv, aici puteți să vedeți construcția copacului lui Pitagora cu instrumente geometrice. Puteți să observați în fiecare pas ce construcții, cum a procedat Dani.
respectiv un joc interesant, o elevă de clasa 7-a a decupat toate pătrățelele pe care le-a obținut după ce a construit copacul fractal și a încercat să reconstruiască copacul fractal cu ajutorul tuturor pătrățelelor pe care le-a obținut. Observați în filmuleț așa multe pătrățele a avut și cum a reconstruit copacul lui Pitagora cu ajutorul acestor pătrățele decupate. Original a desenat copacul pe o hârtie autoadezivă, deci ulterior a și lipit toate pătrățelele. Observați ce desen a obținut. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!